să-mi susțină ideea, am venit cu material didactic aici. Regina era destul de... era lată în șolduri. E posibil să fie mâna prea lungă și din cauza asta să scadă partea de jos, adică aș fi mărit puțin partea de jos, zona gamelor. Nu atât faldurile, ci mâna, mâna pur și simplu trebuie mai subțire. S-ar putea să fie puțin prea lungă, dacă mâna aia se îndreaptă, ajunge cam pe unde ar fi genunchiul aproape. Dacă ar fi întinsă și de asta poate. Poate și asta este, nu știu, e dumneavoastră știți. Eu v-am spus că ce senzație mi-a creat. E prea lată? Nu, că i-ar mai trebui puțin mai înălțată la raportul ăsta care e aici, să creeze, să aibă puțin... Nu, eu aș vrea să rămânem pe raportul ăsta, pentru că a fost 80 de centimetri înălțime. Eu aș propune să fie mai în fața, acolo unde am propus-o... Nu, propunerea noastră a fost să nu fie în centru, pentru că e lângă celelalte elemente de mobilier urban. Și propunerea noastră a fost să fie în partea dreaptă și să se creeze acolo un... Dar nu se vede nimic. Un ambient. Ba da, se vede. Se adică vede. Dacă intri în parc. Se vede și din stradă. Se vede chiar mai bine. Și cum stă cu spatele spre sud, fața ei o să fie toată ziua umbrită. Este lumina sudului vine din stânga. Mi se pare, dacă ziceți că e mai bine așa cum ziceți, o punem așa, da. Este, toată ziua va fi cu lumina soarelui problema în spate. Problema e acest chioșc, care nu s-a poate putea deplasa. El e acolo, are o... Nu, ea ar merita o poziție totuși vizibilă. Aia era bine să fie și aici cineva. Dar primar. Ce faci cu restul mobilierului? Că acolo e un parc de joacă. În situl am realizat că poziția inițială propusă de către dumneavoastră sau către artist, în acel squat, o sufocă, nu o pune în evidență. Și atunci am cerut doar să o axăm un pic în partea laterală a acestei alei și să o punem în evidență cu o perdea de vegetație ușor mai înaltă, care să-i confere un spațiu bine meritat acestei statui. Iar dimensiunea care n-ar mai fi strict centrală, ci ușor excentrică în raport cu locul pe care l-ați fixat inițial, mi se pare nefericită. E un spațiu mai mare, statuia are loc să respire mai bine și iar povestea cu punctele care sincer nu mi se pare atât de relevantă. Ea vizibil ar fi, cred, pentru că ar fi mai aproape de una dintre străzile care cumva mărginesc marul. Deci eu susțin propunerea pe care am făcut-o atunci. Lumina cerului o să mănânce din lucrare. Lucrarea o să fie doar așa o umbră. Vă spun din ce mi s-a întâmplat. Și în opinia dumneavoastră, la ce înălțime totală va fi acest monument? Soclu plus statuie. Eu aș vrea ca soclu să nu aibă mai mult de jumătate de metru, din punctul meu de vedere. Eu v-am spus punctul meu de vedere. Și ca să clarificăm. Deci foarte bine a spus până acum cei care, de când am venit membrii comisiei, cu mi se pare, cred că până la urmă, cei care vor decide vor fi cei care plătesc. Asta a arătat și istoria. Comanditarul este cel care... La Statuia Libertății din Ploiești, săraca, și-a schimbat locația de nu știu câte ori în funcție de conducătorii vremelnici ai zonelor. Deci în urma propunerilor dumneavoastră, cred că cel care plătește va trebui să analizeze și să hotărească ceea ce își dorește aici pentru că el plătește. Asta cu soclu mic, înțeleg argumentul că trăim într-o epocă modernă și că ar trebui să reducem soclu, nu e ceea ce mi-aș propune pentru zona asta și pentru ceea ce a reprezentat Regina Maria. Inițial statuia am vrut să o amplasăm în sensul giratoriu de la Rompetrol, de la DN1 și trebuia să fie la aceeași înălțime a statuiei efective, dar cu un alt soclu mai impunător, mai nu știu ce. Am mers pe ideea că ceea ce a reprezentat Regina, ceea ce dorim să facem după 2018, de cât mai multe ori putem, da? De aducerea omagiilor acestei personalități, nu o să ne permită, fiind traficul rutier foarte mare acolo. Și atunci ai zis, doamne,
Începem acum cu Regina Maria, pentru că ne-am propus să o facem la Ploieștori. Vom continua probabil cu Regele Ferdinand în Parc la Blejoi. Locul unde se pot depune coroane, locul unde oamenii vor putea, vor veni în mod cert pentru relaxare. Și în giratorul de la Rompetrol, nu știu dacă vom mai face vreun monument, s-ar putea să fie un alt obiect artistic în viitor. V-am spus, la soclu îmi doresc ceva mai impunător. Un soclu care să-ți permită măcar 2-3 trepte unde să te duci să poți să lași o coroană, să lași niște flori, să impună un pic de la înălțimea statuii ceea ce se întâmplă în parc. Gândiți-vă că un soclu de o jumătate de metru, îți vine un copilaș de la căs copii și nu știu ce să face pe picioarele statuii. Adică eu trebuie să o gândesc un pic și practic și pentru păstrarea monumentului. Și atunci trebuie să o ridic undeva la înălțimea regalității și în același timp la protejarea monumentului. Pe soclu poți amplasa bazoreliefuri care să... momente. Exact. Da. Să ilustreze momente din viața Reginei Maria. Poate vizita în Statele Unite, poate o vizită pe front. Și m-am mai convins cu ceva acest. Nu cu punctele cardinale și cu soarele, ci faptul că a gândit modelul de machetă pe care am votat în unanimitate, pășind, venind în întâmpinare a celor care vin în parcul ăla. Și atunci, credeți-mă, argumentul lui Ionescu a fost destul de greu. Domnul primar ia în calcul, ia un calcul și posibilitatea mutării mobilierului urban pentru ca monumentul tocmai ca să impună. Și acum gândiți-vă la amplasament. Strada e un pic mai sus decât nivelul parcului. Da. Dacă deci, veniți cu bazoreliefuri și cu așa... Așa o gândisem. Și în plus de asta, în jurul să fie un pic mai înaltă. Poveste, atunci... Una, pe lângă poveste și trebuie să vii cu niște trepte să poți să vii să lași o coroană, să lași un buchet de flori. Da, și cu tot ansamblu trebuie să fie nobil. Rural. Și cu spațiul rural. Adică spațiul nu merge rural. Un granit în zona rurală. Nu, nu aveți ce pare. Nici mare. Granitul e piatră. Piatră. Limpede. Piatră. 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 Da, trebuie să avem în vedere totuși că vom veni cu niște placaje, datorită faptului că vreau acele trepte, să pot să urci până ajung. La mantie trebuie, da, că mantie trebuie niște lucruri punctate acolo, nu în total, de făcut material. Mantiile sunt expuse acum la Muzeul Brăilei, timp de o lună, în niște vitrine foarte deștepte. Și dacă faceți o deplasare acolo, le puteți vedea în toată splendoarea lor și cu toată bogăția acestor detalii. Totuși, proiectul a fost Costin Petrescu. Nu, adică una e fotografia, alta e mantia, cum o veți observa dumneavoastră ca artist. Corona e făcută la Paris, e o chestie complicată și ea. Merită să fie transpusă și aici. Toată decorația, partea de sus, este mai lipită de fundal și are dedesubt accent. Ca să-i accentuez umbra fiecărei detalii. Bine, astea sunt soluțiile pe care dumneavoastră le găsiți ca să puneți în valoare volumul. Și în ce măsură se vor regăsi la turnare? E identică. Exact. Trebuie să copieze.